Ediție specială, doamnelor și domnilor, aici la România TV. Momente impresionante. Copilașul care a dat o lecție usturătoare lui Raed Arafat. Copilul erou va fi în direct imediat aici, alături de noi și alături de bunicii salvați din puhoiul de ape. Dezvăluiri despre cum au fost lăsați oamenii să moară înecați cu zile. Probele anchetării comandantului operațiunilor eșuate. În exclusivitate, doamnelor și domnilor, milionara torturată de Joană, amenințări, jigniri și hărțuiri ordonate de Mircea Joană. Povestește în direct prin ce a trecut. Țepele date de Joană, facturi neplătite. După Nicolae Popa, o nouă lovitură pentru Joană, aducerea în țara cumnatului, tururile bancare date. Bomba din dosarul de corupție al Elenei Lasconi. Traian Băsescu intervine și îi spulberă. Traian Băsescu aruncă bomba serii. Trădarea lui Șoșoacă, revolta naționaliștilor. Imagini uluitoare, ucidem oile, dar oamenii se transformă în câini. O să vedeți imediat cum au ajuns să se comporte oamenii precum câinii. Doamnelor și domnilor, breaking news aici la România TV este informația momentului. Doamnelor și domnilor, povestea impresionantă a nepotului care a venit să-și salveze bunicii când a văzut că localitatea este cuprinsă de puhoaie. Ați văzut imaginile cum își salva bunica cu cadru, dar și bunicul din puhoaiele viitorilor. Asta în timp ce pompierii stăteau pentru că nu aveau cu ce să intervină, chiar dacă auzeau strigătele disperate ale oamenilor. Nu aveau bărcile necesare, nu aveau dotările necesare, deși, atenție, știau că acolo va lovi viitura. Mergem acum într-o transmisiune specială alături de colegul meu, Victor Vreme. Bună seara, Victor! Simona, bună seara, bun găsit tuturor. Alături de mine este tânărul în vârstă de doar 16 ani, care a dat o lecție de curaj în momentul în care inundația a venit. Alături de mine este și bunica băiatului care a fost salvată. O să încep însă cu tine, Cosmin. Mulțumim în primul rând că ai ales să vorbești cu noi și vreau să te întreb exact cum a fost în seara aceea. Ce s-a întâmplat așa, oră de oră și rând pe rând, până în momentul în care ai ajuns să-i salvezi? Păi, prima dată m-am trezit din cauza tunetelor, a ploii în special. Am ieșit afară să văd dacă e ceva neregulă, era totul intact, perfect. După, mi se părea așa, aveam un sentiment ciudat, dar nu de frică, era un sentiment ciudat, ca o presimțire de că se va întâmpla ceva. Și mă uitam pe camere de supraveghere de pe acasă și am văzut că nu era nimic, am închis camerele. Am ieșit încă o dată afară, tot la fel nimic, și după ce am intrat după 10 minute din nou pe camere, am văzut deja, era apa undeva la vreo 70 cm, aproape un metru. Da. Apoi m-am dus repede la bunici, erau și unchii mei aici, i-am luat cu toții. M-am dus cu ei până într-un anumit punct, apoi s-au dus cu unchii mei și m-am întors după acte. Am reușit să arunc actele pe o mobilă și m-am întors la bunicii mei și mai apoi m-am dus după animale, pentru că bunicii mei spuneau du-te după ele, că chiar că rămânem fără nimic. Și ce ai reușit să faci? Mi-ai povestit că ai pus caprele sus, te-ai dus, ai luat și găinile. Da. Păi, găinile erau săracile toate prin curte, le-am aruncat în pod aici unde țin baloții și caprele le-am urcat într-o iesle mai sus.
la porci, le-am aruncat niște sași cu boabe, să poată să urce pe ei și să stea cu botul în sus. Și am văzut că chiar asta au făcut. Tot în timp ce apa era totuși din ce în ce mai mare, nu? Apa creștea. M-am dus într-o zonă a curții și când am călcat acolo, am zis că mă duc în gol și mi-a ajuns apa undeva pe aici, prin zona asta. Și am avut și mare noroc a doua zi când am văzut niște sticle erau pe acolo și eram desculț, în picioarele goale. Dar nu ți-a fost frică deloc? Adică n-ai avut niciun pic de frică, nu știu, te-ai acționat direct, așa, brusc. Da, asta mă întrebam și eu, după că n-am avut niciun sentiment de frică, adică nici n-am stat pe gânduri ce fac, mă duc, nu mă duc, ce se poate întâmpla. Știam ce aveam de făcut, asta am făcut. Felicitări, vreau acum să vorbesc și cu bunica ta un pic. Doamnă, spuneți, în momentul în care a venit, cum dumneavoastră dormeați, nu? Dormeam, da, mama, el m-a înculcat, noi suntem bătrâni, bolnavi. Am mercat de 10 ani de zile, zbolavă, și dormeam, și a venit băietul și zică, mamai, mamai, ce mi-e cosminică? Mamai, scoală că vine apa. Cum să vine apa, mamai? Când m-am dat jos din pat, apa era în casă. Și de acolo m-a dat. Am ieșit cu cadrul așa, a venit și el, și fata mea, și ginerile, și soțul. Hai să mergem, mamai, hai să mergem. Și eu nu puteam băga în cadru și să duceam pământ. Și avem niște bolțari acolo și vineau în fața mea. Soțul mergea înainte și dădea bolțari și fata și cu ginerile și Cosmin. Hai, mamai, și eu să chic. Să duce cadrul în nămol, mai ales că eram moale și măl. Și m-am salvat, m-am dus, Dumnezeu m-a apărat și Maica Domnului. Maica Domnului este cu noi și are grijă de noi, toată lumea a muncit, mamă, o viață, 62 de ani, adică muncesc. Și acum s-a distrus tot. Și acum s-a distrus tot ce-am avut eu, ce-am muncit 62 de ani aici, nu mai am nimic. Da, dar uitați-vă ce nepot aveți. Aveți un nepot care a reușit să vă salveze până la urmă. Am un nepot, da, este cel mai mitel nepot, care mama 10 nepoți și 13 nepoți. Și ăsta a fost cu mine aici, dacă nu eram săraci, aici nu era nici fata aici și generile, cred că eram duși amândoi. Și acum vine iarna, unde să mă duc, mare copilul ăsta, camerele cele astea neterminate, sunt mari, eu sunt bătrână, cine duce apă la foc? La foc. Și el e bolnav. Suntem bătrâni, Dumnezeu cu inela ce ne face, nu știu, am nevoie și eu măcar de o cameră să... Că nu mai vreau, că m-am culcat într-o seară și parcă a venit Maica Domnului și mi-a zis, mamă, nu-ți mai trebuie nimic decât o farfurie, o lingură, o cană și un pat unde să dormi. Atâta îți mai trebuie. Ce vrei să mai facem? Mergem înainte, mamă, dar e foarte greu, foarte greu. Nu ne trebuie nouă asta, acum dar ce să facem dacă așa a vrut bunul Dumnezeu? Dar casa aceasta la care ați muncit o viață, ce se întâmplă cu ea? Ce o să faceți cu ea acum? Nu știu, mamă, ce vrea să facă? Eu nu mai zic nică, că nu știu chiar nici mă mai zic de capul să mai vorbesc când viu aici și văd. Cum e, cel mai important e că aveți familia, uitați-vă, aveți familia aproape, aveți aici oameni care să vă ajute, oameni pe care i-ați crescut și acum e treaba lor până la urmă să aibă grijă de dumneavoastră. Da, băietul, mama, așa este. Edmin, vreau să te mai întreb puțin despre acel mesaj de atenționare, pentru că noi am tot discutat despre modul în care s-a intervenit aici și despre modul în care au reușit sau nu să vă avertizeze. La ce oră ai primit mesajul acela de RoAlert că vine inundația? O oră exact, nu știu să vă spun. Da, cam după cât timp, după ce era deja apă? Sau nu știu, l-ai primit înainte? Eu am umblat prin apă până la ora 3:30-4 și atunci când am știut că am rezolvat cât s-a putut, m-am dus și eu acolo la bunici și atunci am primit undeva la 2 sau 3, dar până atunci nu cred că am primit... Adică, sau ori n-am fost eu atent, pentru că cu lanterna la telefon am umblat, n-am găsit nicio lanternă, nimic. Dar sirene s-au auzit? Că ei au spus că n-au auzit, dar tu ai auzit ceva prin sat, nu știu. Am auzit foarte puțin, dar parcă a fost așa, într-o fracțiune de secundă, mai mult de un minut, nu cred că s-au auzit. Și au fost două viituri, dar nu s-au auzit nici la a doua viitură. Că spune că pe satele vecine s-au auzit, dar pe aici nimic.
Cosmin, mulțumim mult că ai vorbit cu noi. Vă mulțumesc și noastră, doamnă. Felicitări da, pentru așa nepot da, pe care l-aveți. Da, felicitări da, și pentru curaj. Da. Noi revenim acum la voi. Mulțumim, Victor Vreme, alături de, iată, de data asta, nu știu dacă să spun fericit sfârșitul acestei povești, pentru că oamenii s-au salvat de acolo, au putut fi salvați la timp. Dacă copilul nu se uita pe camere și nu vedea că bunicii sunt sub ape, poate că nu ajungea la ei, dar pe de altă parte, nefericită povestea, pentru că ați văzut cum plângea bătrâna și a pierdut agoniselea de o viață. Invitații mei, cu totul și cu totul special în această seară, maestre Florin Zanfirescu, ne uităm la ce au făcut autoritățile acolo și ne uităm că oamenii aceia puteau fi avertizați în timp util, puteau fi evacuați, astfel încât acum să nu vorbim despre oameni morți. 7 morți au murit acolo în inundații și în buhoaiele de ape. Păi ne uităm la situația prezentă și nu ne uităm, n-aud că ne uităm la situația viitoare. Pe 28-29 septembrie, viitura Dunării se apropie, trece prin România. Se iau măsuri preventive ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat? Se iau măsuri, că tot inundație este. Dunărea la Budapesta a făcut ravagii mari de tot. Da. Nu știu, nu se vorbește nimic despre Beograd, că Dunărea trece și acolo. Bun, nu se vorbește. Avea ei grijă. Dar ce facem noi? S-au luat măsuri ca să nu plângem din nou pe lapte revărsat pe 31-2 octombrie? Asta e întrebarea mea. Adică noi de fiecare dată suntem luați prin surprindere. Autoritățile nu sunt pregătite. Nu știu ce fac. Copiii, oamenii simpli, care au rude, care au prieteni, care au... se bagă și salvează. Iar autoritățile dau din numeri. Acum, măcar, când sunt alegeri, că acum e bătaia peștelui pentru cei care vor să continue să existe cum au existat până acum. Deci, măcar acum ar putea să facă... Ce faci, fă doină, cum zicea Ponta. Tot ai niște inundații. Da, e greu de spus. Eu sunt bătrân și n-am ce să fac decât să plâng, să mă uit și să mă înfior. Ce trăim și ce se trăiește în această țară. O să vorbim și despre alegeri. Vorbim imediat, pentru că avem dezvoluiri și despre prezidențiabilii care vor să ajungă în vârful statului, să ia locul lui Iohannis acolo la Cotroceni. Domnul Pelican, ne uităm și la cei care au fost comandanții operațiunii. Știți că domnul Arafat tot timpul se numește comandantul operațiunii. Ce au păzit, domnule, în acea seară, în acea noapte? Am o rugăminte, doamna Simona, nu mai vreau să mă întrebați de acest incompetent Arafat. No. E puțin zis incompetent. Da. E criminal. Da. Acest om n-a câștigat nicio bătălie cu ce a fost în viața unor oameni. Nu mai amintim și ce a fost în razele pe acolo. Numai. Acest om va rămâne mereu în picioare. Îl susțin serviciile secrete străine. În sfârșit să fie sănătos. Dar eu când aud de el, deja am creștere tensiune. Mă uit la aceste imagini, sunt dureroase, sunt triste. 2011-2013 au mai fost situații, dar cei care erau în funcție atunci nu puteau să facă până acum 2024 diguri. Se spune că ar fi costat acele diguri cam 100 și ceva de mii de euro. Acum dăm ajutoare pe bună dreptate acestor oameni care și-au pierdut tot în 2-3 zile. Dar cei care au fost în funcție, Ministrul Mediului și alte instituții, au un pic mustrări de conștiință că n-au luat nicio măsură și n-au făcut nimic? Este trist. Ministerul Muncii a făcut o frumoasă inițiativă plecată de la doamna ministru Simona Bucura Oprescu, ITM-ul, agențiile de ocupare, casele de pensii. Toată lumea s-a mobilizat, da, totuși în țară. Ați văzut, duc ajutoare și Becali a trimis astăzi convoi acolo cu ajutoare, dar cu materiale de construcții, dar oamenii, cei 7, rămân morți. Adică oamenii ăia puteau fi salvați dacă clar, dădeau da, alerte în timp util, dacă scoteau oamenii și evacuau păi, de acolo în timp util. Iertați-mă, alertul pe care îl trimite acest incompetent Arafat. Păi îmi dai rău alert cu 5 minute, 10 minute și ce să fac? Păi acolo a venit după rău alertul, n-ați auzit? Și mai bine. Aia e problema. Ce să fac? Să fac și infarct? Sau trece un urs
Ăsta se luptă cu unii oameni care au fost mușcați și răniți și unii omorâți și el ne dă roare că în zona X, la Poiana, e... Doamne, nu știu, e ca în filmele cu proști, doamna Simona. Doamne, am un nod în gât la ceea ce trăiesc acești români în această țară numită România. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu dezvăluirile. Românca milionară șantajată, hărțuită la comanda lui Mircea Joană. Ia uitați ce povestește, ce a ajuns să trăiască. Eu tot speram ca acest domn să nu-și depună candidatura și să ne lase în pace, pentru că oricât ați crede sau nu, realitatea este că el vrea doar să-și ia revanșa de acum, nu știu, 15 ani în care a pierdut și de fapt nu-l interesează de nimeni și de nimic. Și asta pot să vă spun eu foarte clar. De ce spun personal? Este pentru că am motive și cred că am mai mult de 10 motive și nu se le fac publice. De ce? Din respect pentru el, pentru cariera pe care a avut-o și din respect pentru sponsorii lui. Însă, aș vrea ca ei toți să știe și aș vrea să se înceteze cu amenințările la adresa mea din partea anturajului domnului candidat independent. Aș vrea să nu mai primesc mail-uri false în care sunt amenințată și jignită constant. Aș vrea ca prietenul lui, și știe el foarte bine, la care mi-a șters Wikipedia, care public puteți vedea cine la editor acolo cine mi-a șters Wikipedia și de ce, să mă lase în pace, pentru că de un an de zile mă terorizează. Și aș vrea ca generația mea să nu creadă niciun cuvânt din ce spune acest candidat independent. Niciun cuvânt, cu toată responsabilitatea mea. Vă rog din tot sufletul meu, nu faceți acest rău, pentru că o să ne fie rău. N-am putut să mă abțin, îmi cer scuze, dar n-am niciun interes în afară de a fi bine pentru societatea noastră, în afară de faptul că eu când merg la Călăraș și văd oameni săraci sufăr și nu sunt numai la Călăraș, în afară de faptul că m-am săturat să ascult minciuni, în afară de faptul că în fosta lui campanie prieteni de-ai mei au intrat în faliment pentru că el nu le-a plătit niciodată facturile, i-au făcut diverse servicii pentru campanie și n-a plătit niciodată. Da, doamnelor și domnilor, sunt dezvăluiri scandaloase, dar totodată Mircea Joană s-a crezut președinte pentru o noapte. Traian Băsescu îl spulberă și îl somează să spună pentru ce stat lucrează, cine îl pune în funcții și ce interes are să-l pună în funcții, ce stat reprezintă. Ia uitați imaginile. Și emoții. Este un vot care mă obligă enorm. E o noapte frumoasă pentru democrația românească. Domnule președinte, mulțumesc, dragii mei! Doamne ajută! Vă mulțumesc, românii! Vă mulțumesc! Da, și ne-a venit în spatele dumneavoastră. Ce faci, Gigi? Salut, ce faci? Ce faci? Bine. Vrei să dăm interviu, dar nu, a jucat FCSB, ce a făcut FCSB-ul? Nu e nimic, nu e important. Și vom avea în câteva zile un guvern Iohannis pe o majoritate puternică, cu un program de guvernare puternic și cu un plan autentic de luptă împotriva crizei. Primul lucru pe care Joană trebuie să-l lămurească, nu vorbesc de petrecerile de pe la Monaco cu servicii secrete, cu Rizea, cu Mama Mare, cu... Vanghelie. Da. Deci nu întreb de asta. Nu mă leg de asta. Dar spun un lucru simplu. În condițiile în care România n-are vindicat postul de adjunct
al secretarului general NATO. În numele cui se află acolo? Care-i statul care l-a susținut? Care-i statul care i-a cedat locul? Deci statul român n-a cerut niciodată acea funcție. Pune 50 de semne de întrebare asupra loialității lui față de statul român. Deci poziția mea este că Joana nu are ce căuta în funcția de președinte al României, nici măcar în campanie. Ce putere l-a numit la NATO și atunci ne lămurim? Adică eu nu văd ce partid ar accepta să-l ia pe Joană pentru a fi candidat la prezidențiale. Opinia unanimă a parlamentarilor noștri și opinia unanimă a multe, multe milioane de români este că democrația țării noastre se află astăzi într-un moment de cumpănă. Acum două zile, seara, într-adevăr eram cu toții fericiți. Și eu eram fericit, dar sunt convins că foarte mulți români erau fericiți de faptul că în premieră, în 20 de ani de democrație, stânga și dreapta românească găsiseră un acord de colaborare, aveam o majoritate clară cu un prim-ministru desemnat și cu un program de guvernare care să scoată țara din criză, și numai în câteva ore, o mașină infernală de cumpărare și de fraudare a votului a schimbat voința suverană a poporului român. De aceea, astăzi spun cu toată convingerea, alegerile acestea au fost câștigate de mine și de cei care au crezut și cred în mine. Povestea prostănacului. Spuneți voi, este sau nu prostănac cel care ura ieri multă sănătate regelui Mihai I al României? Dumnezeu să ia sănătate. Acela fiind mort de 7 ani deja. Dumnezeu să ia sănătate. Sau cel care se reîntoarce în 2012 în PSD după ce fusese dat afară în 2011, cam apoi să fie dat afară din nou în 2014. Sau cel care, fiind candidat pentru președinția României, merge cu o seară înainte de dezbaterea finală la unui schi acasă la cel mai detestat host de către români, Sorin Ovidiu Vântu. Da. Doamnelor și domnilor, cam asta este povestea. Să lămurească Joana dacă este, lucrează pentru alt stat. Cine l-a trimis la NATO, domnule Păcuraru? Se întreabă fostul președinte Băsescu. Stimată doamnă, pe mine mă amuză fiecare dată când îl văd pe domnul Băsescu că face pe moralistul. Fiindcă acuză acum un alt candidat că e agent străin. Încă n-a lămurit domnul Băsescu care sunt legăturile dânsului cu anumită firmă Thorvald Klaveness, dar legăturile lui Thorvald Klaveness cu CIA au fost lămurite între timp. Deci, unde o fi dispărut flota și din ordinul cui? Încă n-a lămurit domnul Băsescu când era primar al Bucureștiului cum a reușit să distrugă 10.000 de afaceri ale localnicilor și să introducă, în schimb, marile lanțuri de magazine. O fi agentul Carrefour? Cine știe? Așa putem să arătăm în stânga și în dreapta, însă în momentul în care îl văd pe Băsescu clamându-și victoria, îmi amintesc, asta îmi lasă un gust amar, îmi amintesc că după aceea a recunoscut că era beat când a luat deciziile acelea. Atenție, criminale. Domnule colonel! Domnule, domnule, a recunoscut cu gura lui săracul. Nu mă amintesc cum a fost, cu scăderi de salarii, cu o criză economică înfiorătoare, nu știu. Stau să mă întreb dacă n-ar fi fost mai bine ca era Joana vorba să de Joana, câștige. Domnul colonel. Da, era vorba de cei de care Băsescu, îl condamnă Băsescu, pe Joana. Vedeți, așa, vedeți dumneavoastră, n-a aș prefera ca acela care acuză să fie un om curat. Îl susțineți, domnul aș colonel? Aș prefera ca să aibă căderea, să aibă calitatea de a Doamne, apuza pe cineva. Haideți să vorbim foarte scurt. Băsescu, știți lupta mea cu el. Ani de zile. El m-a atacat la postul public, eu pe celelalte. Da, mulți ani și nu-l scoteam din marinar, incult și așa mai departe. O mie de păcate. Ca el să vorbească al cui e, păi e de al dumitale, domnule Băsescu. E filo-american, domnule Băsescu. Ce, ți-era frică să o spui să nu te certe unchiul Sam? Nu te mai ceartă, că nu mai reprezinți nimic, domnule Băsescu. Dar revenind la acest Joan,
Superba etichetă pusă de un fost președinte înseamnă de fapt cea mai succintă caracterizare pe care un om putea să o facă. Am fost cu el coleg 4 ani în Senat. Rare ori când vorbea, că e și Chiulangiu, venea la puține ședințe de plen. Când deschidea gura, stârnea umor. S-a tot vorbit de cariera lui diplomatică, dar cine i-a deschis drumul? Iliescu i l-a deschis. Când PSD-ul a pierdut guvernarea, au venit țărăniștii, doamna Margareta Costea era acolo, spunând... Soacra. Soacra, mama doamnei, dragostea mea, Mihaela. S-a dus că el nu e cu Iliescu, el nu e cu PSD-ul. Un cameleon, un șpăgar dovedit. Atenție! Acest... Doamnă, da, sunt lucruri dovedite. Omul lua șpagă, doamnă, a luat ceasuri valoroase de la Marian Vanghelie, le-a dat înapoi și glumele spun că în momentul când s-a dus la DNA a dat niște făcături de ceasuri și originalele le-a păstrat. Deci eu vă spun ce vorbește lumea. Mai citești niște stenograme așa clasificate din când în când. Bun. Doi. Pe ce a povestit domnul Rizea? Păi și raportul DNA spune clar. Acolo se recunoaște că el a luat acea 100.000 de euro de la Rizea, i-a mai cerut apoi 200.000 pentru o funcție de ministru. Să ne spună, domnul Joană, cât i-a cerut ministrului sănătății de atunci, domnul Ferrari, că așa era poregrit. Domnul Bazac. Domnul Bazac, eu i-am spus mereu domnul Bazac. Da, este un mincinos, este un loser autentic, da? Eticheta este perfectă, vrea să fie. E înconjurat numai de oameni cu bani. Știu 90%, nici americane nu-l mai vor și au dat seama de capacitatea lui intelectuală, care este undeva la mediocru, de minciunile, iar când vii și spui să-i dea Dumnezeu sănătate regelui Mihai, sau când spui alte prostii, păi dacă ferească Dumnezeu și închei acest loser, a fost și primar, candidat de primar, l-a bătut băse, de, i-a sunat apa în cap. A fost și candidat la președinție, cum țopăia el ca un manitor. Și mai așa. Primește o lovitură, domnule Pelican. E penibil acest om, ne vinde cu buletin cu tot. Extrădarea cumnatului acuzat de corupție. Bună seara, Laura Duță, vine cu toate informațiile. Domnul Costea, da. De la Exim Bank, bună evident. Bună seara, Simona, eram foarte atentă la emisiunea ta, chiar și la domnul Pelican, a început așa să dezvolte un pic despre caracatița din jurul lui Mircea Joană, pentru că Mircea Joană și familia sa le-a mers bine, le-a mers extraordinar de bine și în perioada comunistă și în anii aceștia ai democrației. Se face sau nu, iată și socrii despre care vorbea domnul Pelican cu fratele Mihaela Joană, implicați în afaceri extrem de importante, Mircea Joană în funcții, la fel și Ionuț Costea, cumnatul său, fratele Mihaela Joană, cel care a fost condamnat definitiv anul trecut de către judecători la 6 ani de închisoare cu executare, a acuzat de foarte multe lucruri, dar doar în acest dosar în care a primit această executare, închisoare cu executare, a fost condamnat pentru că a băgat mâna adânc într-o șpagă de 20 de milioane de euro pe care oficiali români au primit-o de la o companie din Austria care făcea reabilitarea unui tronson feroviar București-Constanța. Din 20 de milioane de euro au dovedit procurorii și au decis, și-a decis instanța că așa a fost, pe baza probelor, și-a sustras cumnatului Mircea Joană 3 milioane de lei și 3 milioane de euro. Dar nu a mers în fața judecătorilor să primească această decizie, nu a mers la închisoare, iată, nu respectă nici pe oamenii legii, nici deciziile instanțelor din România, ci a fugit în Turcia, iar ministrul de justiție, Alina Gorghiu, spunea că nu știe când va fi adus în țară cumnatului Mircea Joană. Mergem la celebrul avocat Pavel Abraham. Bună seara, domnule avocat! Credeți că va fi extrădat cumnatul lui Mircea Joană după ce iată are o condamnare pentru corupție? Sigur, este posibil. Este posibil, aș spune, deoarece s-a creat o stare neprielnică pentru România la nivel internațional prin refuzul unor state de a admite să fie extradate anumite persoane din România. Dar aș vrea să spun, sigur, răspunderea pentru faptele oricui este o răspundere mai ales cea penală, personală. Sigur, putem să legăm acest lucru și de personalitatea domnului Joană, dar aș spune... că în contextul dat mi se pare nepotrivit ca domnul Băsescu să facă aprecierile pe care le-a făcut. Eu i-aș răspunde simplu domnului Băsescu că cei care l-au ajutat pe dânsul, probabil dacă este adevărat, o să-l ajute și pe domnul Joan.
Iar în ceea ce privește aspectele din trecut, sigur, evoluția unui om este sinuoasă de-a lungul vremii în raport de conjunctură și domnul John a fost și el în această situație. Au fost lucruri conturate mai mult sau mai puțin, dar eu cred că și dacă spunem că este vorba de partenerul nostru strategic american, este o chestiune reală pe care o discută și domnul Băsescu a explicat-o nemijlocit, care nu, este una totuși onorantă pentru România din perspectiva relațiilor bilaterale pe care le avem și a ceea ce urmează să fie și sprijinul pe care România îl va primi în contextul în care vedem la granițele țării există un conflict care se poate extinde cu ușurință, iar noi nu avem capacitatea să ne apărăm. Eu cred că și noi ar trebui să avem încredere în oamenii care au încredere, partenerii noștri și NATO în ultima analiză, care i-a încredințat o asemenea sarcină. Dacă avea probleme fundamentale, sunt sigur că Statele Unite și cei din NATO care se ocupă cu protecția persoanelor respective nu ezitau să facă un pas înapoi și nu ajungea în această poziție. Ia, haideți să-l întrebăm și pe... chestii din acestea periferice legate de aspecte colaterale nesemnificative în contextul dat, neconturate niciodată. O fi nesemnificativ că alegerile ultimele să iei, să te asociezi cu Vanghelie, să iei ceasuri de la Vanghelie. Domnule Zamfirescu, da. Ce campanie ne așteaptă, domnule? Ce viitor vom avea după alegerile astea, fie ele prezidențiale, parlamentare? Ce ne așteaptă? Vreau să vă spun fix ce ne așteaptă. Noi românii toți dorim creșterea nivelului de trai. Și atunci recalcularea pensiilor unde s-a greșit și așa mai departe, creșterea nivelului de trai. Noi nici nu ne uităm prea departe că de unde crește. Că românii nu bagă de seamă că această creștere a nivelului de trai este direct proporțională cu creșterea nivelului datoriilor. Adică noi luăm datorii, facem datorii și plătim pensii, plătim salarii, creștem salarii conform, hai să zicem, crizelor care ne înconjoară, necesităților pe care poporul le are. Dar dacă nu din PIB, nu din bogățiile țării care au existat, și încă mai există, alea s-au vândut, alea se distrug, se dau la pământ. Început, eu spun mereu, în 90 s-a distrus primul lucru care producea bine în România, Comtim. Noi muream de foame și de ce nu mai avem nevoie de Comtim, că au ungurii producție de carne și ne dau și nouă. Deci s-au distrus, după aia fabrici, uzine, pământuri, subsol, petrol, tot s-a vândut, deci nu producem nimic, dar ne crește nivelul de trai. Într-o inconștiență a populației care nu-și dă seama, băi fraților, această creștere este complet artificială. Noi luăm împrumuturi ca să plătim salariile. Eu n-am nimic împotriva, salariile trebuie să crească. Pensiile la fel, să fie bine calculate. Dar nu din împrumuturi! Cum am ajuns noi să creștem bunăstarea populației prin împrumut? Păi nu vă dați seama, la mintea cocoșului, că aici crește și acolo scade și că noi, la un moment dat, nu vom mai putea plăti. Și ne vom trezi într-o prăpastie. Cine vrea să fie președinte în România acum este sinucigaș. Pentru că va trebui să scoată toate castanele din foc cu mâinile lui. Sau va trebui să îndatoreze România până la capăt, ca după aia să fie cumpărată de o persoană sau o firmă sau o corporație și să ni se plătească datoriile cum s-a întâmplat. Asta e de Doamne ferește. În Ucraina. Păi dar cum Ucraina cum a ajuns? Da. Ucrainei s-a cumpărat totul. Rușii de-aia bombardează acolo ca să distrugă ce au cumpărat alții. Nu mă bagă, nu, sunt prea mic pentru așa ceva. Dar noi vom ajunge în situația asta. Haideți să o vedem și pe Elena Lasconi, că poate o preferați pe doamna Lasconi. Altă pe doamna Lasconi. Lasconi vreți să ne-o dați acum? Haideți să o vedem pe doamna Lasconi. Sunt încântat. Care și dumnea ei stă cu frica în sân, cum se zice, pentru că au apărut dosarele doamnei Lasconi. Ia uitați imaginile. Elena, tu ai sângele prezident. Elena, eu te pot să-și spun, Elena.
Pozează în tradiționalistă creștin-ortodoxă, dar declară că în USR e loc pentru toate minoritățile sexuale. Merge cu ie și năframă pe la hramuri de mănăstiri, mănâncă sarmale, ia bătrânii în brațe, apoi se duce la Antold, aduce menestreli în primărie ca să-i cânte ode. Miroase a parfum de Coldea and Dumbravă și pariază pe ea Alexander Soros. Candidata USR Elena Valerica Lasconi, această Kamala de câmpul lui Mușel, un fel de firea, dar mai rea, a fost scoasă din joben de către generalul Florian Coldea, care își face planuri mărețe cu ea, având ambiții mult mai mari decât avea cu firea. Nu sunt omul sistemului. Una dintre marile calități ale candidatei USR este că minte precum respiră. Declarația sa inocentă, făcută după ce fostul jurnalist Silviu Mănăstire a întrebat-o dacă a fost sau nu consiliera fostului director al SRI Radu Timofte, a stârnit un val de reacții în mediul online. A urmat dezvăluirile publicate de colonelul în rezervă Daniela Iuliana Tobă, fosta șefa biroului de relații publice din STS. Ori de câte ori deschide gurița în ultima vreme, mimoza primăriță blondă Lenuța plânge cu mucișor pe piept că tot soiul de mizerii se vor spune ca să nu fie lăsată să ajungă în scaunul lui Iohannis. Așa o fi, dar acum pe bune. Niscai curățenie înainte de sărbătorile electorale ar trebui să-și facă și ea în ogradă. Bună oară, n-ar trebui să ascundă faptul că o scurtă perioadă de timp s-a ițit în curtea SRI pe post de consilieră a lui Radu Timofte. Odihnească-se. O consilieră foarte, foarte, foarte apropiată. Așa zic gurile rele. Și a stat în SRI fix până ce serviciul i-a cumpărat de pe Piața Liberă un apartament de 45.000 de euro la banii de atunci și l-a vândut cu 15.000 de euro. Un frumos apartament cu două camere pe bulevardul Mihai Bravu. Lenuța l-a cumpărat cu toată suma la sacoșă, apoi a plecat din serviciu. Despre morți, numai de bine. Dar scandalul cu locuințele de serviciu din perioada de șefia lui Timofte îl știe toată lumea. Iar blonda Lenuța e doar una dintre toți ea mulți care s-au ales cu locuințe luate de SRI pentru rude, amante și șmecheri din serviciu. Unii dintre ei care au cumpărat apartamente de serviciu au trebuit să le dea înapoi, atunci cu scandalul. Cei cărora li s-au cumpărat apartamente de pe piață au rămas cu ele, a scris Daniela Tobă. Și asta nu este tot, pentru că acolo la Câmpul Lung, la primărie, s-a deschis un dosar penal pentru tot felul de nereguli găsite acolo de autorități. Poate aveți încredere în doamna Lasconi, domnul Zanfirescu? Dacă... Doamna Lasconi, eu mă uit cu interes, că e o efemeridă, cum au apărut la toate alegerile noastre, de 90 încoace, au apărut niște efemeride care fluturau, care arătau, care... Nu știu, nu pot să le dau nume. Hai să câte dreptate aveți. Da. E ca becul care atrage la lampă, adică la lumină, fel de fel de efemeride, că nu pot să... Eu nu o iau în serios și nici nu cred că vreun membru din poporul român va pune, poate rudele, vor pune voturi în urnă pentru doamna aceasta. Apoi, maestre, am mai spus-o aici și o să o mai repet. Titu Maiorescu spune așa: o femeie care vrea să arate mai mult decât poate, vrea să fie mai mult decât este, devine în dese rânduri victima improvizației și absurdului. Această femeie nu numai că improvizează, nu numai că ajunge să și creadă că poate, da? Ea chiar crede. Nu. Ea confundă un oroșel de 22-26 de mii cât are Câmpul Lungu și am prieteni în Câmpul Lung și colegi în minister care spun că pe la toate vizitele pe care le face, spune, voi câștiga. Vă dați seama până unde duce gena asta care începe cu litera P, așa se cheamă cuvântul, dar mă abțin. Domnul Iubesc Păcuraru, frumos. Credeți că va câștiga Lasconi? Acum, sincer să spun... Are vreo șansă Elena Lasconi sau deci doar a simpatizat cu ideea ca o femeie să ajungă președinte a României? Asta ar fi un pas înainte pentru democrație și pentru societatea românească. În ceea ce privește doamna Lasconi, hai să recunoaștem pe a bună. USR-ul a scos în față ce avea mai bun. Altceva nu prea are. Că toți sunt cam încurcați în diverse probleme. E cel mai bun produs această doamnă? Atunci păstrați-vă, domnilor din USR, cum le spune Uniunea, sabotați România, o rezidență franceză adusă de generalul penal Florian Coldea. De mafiotul Coldea.
și o spun cu toată răspunderea, din 2013 spuneam eu, Coldea, locul tău e în pușcărie, când toată lumea îmi spunea să am grijă că ne omori. Ți-a venit rândul și vei plăti. Americanii te-au cam lăsat din mână și sunt convins că nici doamna Camareț, care a sunat la 23:45 pentru eliberarea ta din cătușe, sunt stenograme, doamnule Coldea, nu te va mai proteja. Locul tău e în pușcărie alături de papagalul ăla de dumbravă pe care îl aveai ca o perie de șters pantofii. Penalilor care sunteți. Da, sunteți prea pornit așa. Domnul Zamfirescu, m-am luptat cu el ani de zile. Da, mă cred. M-a filat, mi-a pus la cabinetul parlamentar. A ordonat să intre o mașină blindată, nu spun prostii. E, haideți, ce mașină blindată, domnul Pelican? Dar nu știați asta? Ei. Pe când am plecat la sesiunea de la Chișinău, doamna, ați făcut transmisie cu mine în direct din Chișinău. Și m-a întrebat colega, moderator de atunci, dacă am ajuns cu bine. De ce nu v-a fost frică? Nu, zic. Ați avut protecție? Da, de la statul român. Antemergător, postmergător și axul drumului. Revenim imediat în direct. Omul a fost un ordinar, dezvăluirile doamnelor și domnilor, dar vreau să vă arăt imaginile. Au ajuns să omoare animalele, să lichideze practic fermele oamenilor, fermele românilor, în timp ce au ajuns să se creadă câini și să latre în patru labe. O să vedeți imediat imaginile șocante. N-o simt că mă lasă puterile. Nici nu mai pot să mă concentrez. Dar pe eu ce să mai zic, că mese că nu alile astea de azi dimineață. Eu zic să servim un tonico. La ora asta? La orice oră. O dată pe zi. Apeși așa cu toată forța dumitale. Amesteci bine. Și o dai peste cap. Tonico Forte. Energie, concentrare, imunitate. Pentru femei puternice. Și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De ce copiii pleacă din țară? Uite, din cauza voastră, că nu puteți să ne oferiți un trai decent și sigur. Dacă ați vedea inima și durerea a mea și a lui alți fermieri, ați plânge neîncetat, poporul român stă la telenovele, când țara ne-a furat-o bucată cu bucată. Hienile și cu șacalii ne distrug, ne fac una cu pământul, eu pe categorie, categorie cu categorie. Dragi români, uniți-vă! Unde sunt preoții să tragă clopotele în biserică și să spună nu distruge statul românesc? Criminale norociți ce sunteți! Plecați de acolo, duceți-vă! Luați-vă toți ce-ați furat și plecați în lume! Lăsați România săracă și liberă! Că știm să ne facem înapoi România! Nu e rușine! Ați furat cât ați furat toți! Plecați din România! Duceți-vă să vă prinduți! Unde vreți voi, faceți-vă palate! În Dubai, unde vreți! Rușine să vă fie, nenorociți ce sunteți! Că nu pot să vă spun altcumva. Niște criminali sunteți, n-ați venit să verificați nimic. Nimic! V-am lăsat 10 ani de zile să vedeți ce se întâmplă și în Argeș și peste tot în toate comunele țării. V-ați bășnut joc de fermier și vă bateți. Ați ajuns să puneți taxă pe apa de râuri, să bea oile apă, să le puteți să bătească. Pentru a scăpa de monotonia din relație și a face totul mai palpitant, un cuplu din Arizona a hotărât să încerce trendul oamenilor care se cred animale. Astfel, iubita Dani se identifică drept un câine, mai exact cățelușa de companie a iubitului ei, Jack. Dani are o gamă largă de gulere, lese și lanțuri pentru câini. Răspunde la comenzi precum șezi și stai și mănâncă mâncare pentru patru pezi pe care stăpânul său i-o dă. Hey, come on in. Come here. How's your walk? You want a treat? Yeah? You want a treat? Okay, I'll get you a treat. You want something sweet? Good girl. Good girl. Puppy play is when somebody acts like a puppy and they can either have an owner or not. Domnul Zamfirescu, am văzut imaginele astea, au ajuns să lichideze animalele fermierilor români, da. Dar în alte țări au ajuns să se creadă câine, ați văzut ce deci joacă rolul înțeleg. Câinelui. Asta e apocalipsa, eu nu pot decât să râd la așa ceva. Bunicul meu, dacă ar învia, ar zice, duceți-mă la loc, nu, lumea a luat-o razna. Și cu propagandele astea, cu bărbați, femei, cu, mă leg, că nu vreau să intru în bucluc, dar părerea mea e limpede, adică nu înțeleg, trăim într-o lume dezaxată. Și zicea Eminescu, ce i-ați drept, mâine-i minciună.
Dar nici chiar așa, domnule. Cum adică sunt Ioane? Ăla trebuie internat, omul ăla, femeie. Ești câine, fată. Băgat într-o canițerie acolo și lăsat un pic. Da, astea sunt imagini. Și dat un os. Un os să-l roadă. Păi îi dădea os, n-ați văzut că îi dădea. Îi dădea os. Nu vreau să pedepsesc, dar e bolnavă. Trebuie un medic, Doamne ferește. O pastilă ceva. Maestre, mulțumesc invitațiilor mei, doamnelor și domnilor. Mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă. Mergem acum cu dezvăluirile și transmisiunile speciale ale serii la Ioan Corpoș. Bună seara, Ioan! Bună seara, Simona, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Începe ediție spectacol în doar câteva momente împreună cu George Simion și Gigi Becali. Doamnelor și domnilor, George Simion și Gigi Becali în direct aici în această seară la România TV. Operațiune fără precedent, George Simion susținut de Becali. Simion în direct din mijlocul convoiului de tiruri, materiale de construcții și haine pentru românii năpăstuiți. Candidatura lui Gigi Becali alături de George Simion. Becali îi demască pe contracandidații lui Simion. Gigi Becali face dezvăluiri răsunătoare aici în această seară la România TV, așa cum anunțam. Doamnelor și domnilor, o ediție spectacol în doar câteva momente împreună cu George Simion și Gigi Becali. Vă așteptăm împreună.